În cadrul Uniunii Polonezilor din România activează două ansambluri folclorice, Solanchka și Mala Poiana, care prezintă atât folclorul lor muntenesc, cât și dansul naționale poloneze. Aceștia se vor bucura în curând de costume noi, deoarece Uniunea Polonezilor din România a primit finanțare pentru achiziționarea de noi costume populare, cracoviene și costume nobiliare pentru cele două ansambluri ale sale, dar și pentru comunitatea poloneză din Suceava. Achiziționarea costumelor a fost finanțată de Cancelarea Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Polone prin intermediul asociației Vospolnata Polska, filiala din Rezov. Contractul pentru această achiziție a fost semnat de președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul Gervasen Longer și de Marius Crucien, președintele asociației Spolnata Polska, filiala Rezov.